Acest program vă este oferit de Dacia Plant. Îți aduce aminte să fii avut limba albastră de la un remediu preparat de părinți sau bunici pentru durele din gât? Ți-ai dat seama că îți vorbesc de albastru de metilen și te întrebi cum a ajuns să fie cunoscută această substanță care are multiple beneficii asupra organismului. Albastru de metilen este un colorant organic care a fost prima oară sintetizat în secolul al XIX-lea de către germanul Henrik Caro. La câțiva ani mai târziu, în 1891, au fost evidențiate și proprietățile medicinale ale albastrului de metilen de către doctorul Paul Ehrlich, care a observat în timpul unor experimente că această substanță poate combate parazitul malariei și l-a aplicat soldaților americani. Iar până la începutul secolului al XX-lea, substanța a fost utilizată împotriva tuturor tipurilor de malarie și uneori ca și antibiotic. Astăzi, albastru de metilen este folosit sub formă de remediu împreună cu plantele medicinale și uleiurile esențiale în tratarea infecțiilor urinare, calmarea durerilor în gât, dar și la menținerea confortului respirator, contribuind la o bună funcționare a sistemului imunitar. Dacă ai tensiunea mică, un pic de albastru de metilen te va ajuta să-ți remediezi problema. Mai mult, stimulează retenția memoriei și îmbunătățește anumite funcții cognitive, ajutând la eliminarea fricii din memorie și a depresiei. În doze mici, albastru de metilen este un bun neuroprotector împotriva accidentului vascular, dar și al bolii Parkinson. Protejează creierul de boli prin acțiunea sa antioxidantă. Acum că ai aflat în câte feluri poți folosi albastru de metilen, nu ezita să-l ai în casă printre remedii, te asigur că îți va face viața mai albastră. Acest program v-a fost oferit de Dacia Plant.